În primele ore ale primăverii astronomice ne-am întâlnit aici în curtea școlii cu elevi pasionați de astronomie. Sunt elevi în clasa a patra la școala gimnazială Ion Creangă din Suceava, la școala gimnazială Miron Costin, care au participat la un concurs aflat la 15-a ediție, un concurs organizat de Asociația Educatorilor Suceveni în colaborare de-a lungul anilor cu mai multe instituții. L-avem prezent aici și pe domnul Olenici, care ne va povesti așa pe scurt despre concurs, despre noutățile din acest an, pentru ca mai apoi să-i lăsăm pe cei mici să vorbească, să ne povestească despre experiența lor și dacă au rămas întrebări fără răspuns, să le află răspunsul în seara aceasta. Deci, domnule Olenici, anul acesta deja aveți experiență, bănuiesc că nu e cazul de emoții pentru organizatori. Care au fost noutățile? Păi, spre deosebire de alți ani, unde am avut desene și machete și așa, anul ăsta au venit și trei copii, trei postere, au prezentat postere și un grup de copii de la școala gimnazială din Horon de Jos au realizat o sferă a cerului. Am adus-o aici ca să o vedem. Unii putem vedea sfera cerească, constelațiile reprezentate așa cum ar fi, cum le-am vedea dacă am ieșit în afara cerului. Ea se mai numește și globul Atlas, că în mitologie un personaj a fost o sândiță, poartă globul ceresc în spate. Iată, avem și noi un glob ceresc. Foarte aici. Interesant. Bănuiesc că e corectă din punct de vedere științific, da, nu s-au străduit să... Da, da, am copiat dintr-o carte, că nu din imaginația noastră, fiecare constelație la scară, am găsit o asemenea lucrare și pe urmă, ca un fel de puzzle, copiii au lipit pe două sfere, pe două emisfere metalice, constelațiile. În imaginile care vor urma, se va vedea și cum au lucrat. Am înțeles. Avem, într-adevăr, fotografii de la expoziția de desene, eseuri, pe care ați realizat-o anul acesta la Muzeul Bucovinei. La Muzeul Bucovinei, da. Mulțumim domnului director, conducerii muzeului, pentru că ne-a găzduit. Iau acolo o sală foarte interesantă, numită de pedagogie muzeală, cu tot, iată, acolo chiar se vede acum un grup de copii cu învățătorul Simeon Bogdan, fetițele care au trasat meridiane pe sfera, două sfere. Aici lipesc constelațiile și taie etichete. Deci procesul, practic, procesul tehnologic de realizare. Iar aici sunt machetele participante la concursul Equinox de anul acesta. Equinox aflat la cea de-a 15-a ediție. Este o expoziție. Acolo se vede în partea dreaptă, în imagine, cele trei postere. Noutate. Am înțeles. O expoziție care a fost organizată, așa cum spuneați, la Muzeul Bucovinei și a stat weekendul acesta. O săptămână. O săptămână. Mai e? Mai sunt încă desenele? Nu, pentru că acolo este aglomerație mare de evenimente expoziții. Culturale. De joi sau de vineri vin de la grădinița Gulliver și fac o expoziție. Am înțeles. Deci, domnul director Emil Urs... Aici un sirietonaut. Știți că rușii au numit oamenii care zboară în cosmos cosmonauți, americanii astronauți, chinezii tanconauți și un elev de la Siret a făcut și el un cosmonaut, că zicem sirietonaut. Am înțeles, da. Interesant. Aici, înainte de imagini, de începerea concursului cu învățătoare, cu mămici... Da, haideți să vorbim pe imagini despre ce s-a întâmplat sâmbătă la Muzeul Bucovinei. Cel care a găzduit concursul Echinox afla la 15-a ediție. Aici sunt copiii ediție. La cele 11 echipaje, poate vă recunoașteți și voi. Ia să vedem, toți concentrați, da, să răspundă la întrebări. Că cum a fost structura pentru aceia care își doresc poate la anul să participe? Sunt câte tipuri de întrebări? Cum sunt grupate? Din păi, ce? Concursul de cunoștințe are trei tipuri de întrebări. Prima dată sunt 9 sau 10 imagini pe care trebuie să le recunoască, să facă dovadă că au citit. Aici e o galaxie, o planetă, o... Urmează 10 întrebări și răspunsuri din bibliografia pe care le-am dat-o și materialele ajutătoare. Noi am distribuit 50 de întrebări prin școli și cadrele didactice au pregătit copiii după ele. Și ultima este
lucrarea de baraj, harta cerului. Deci, pe care o vedem chiar da, acum. Da, vedem harta muta cerului și ei trebuie să o completeze. Să, aici este harta, dacă puteți să ne arătați. Deci sunt 46 de constelații care se văd de la noi din țară și ele nu sunt scrise, denumite pe foaie. Da, și ei trebuie să recunoască care este carul mare, carul mic, hidra. Am înțeles. Și spre bucuria lor, ei au reușit să le recunoască, să le recunoască pe toate. Probabil s-au împărțit. Nu știu, când să ne povestească ei. Da. Acum îndrept să copii. Chiar vreau să văd cum a fost experiența de sâmbătă, cum de ați reușit să recunoașteți atât de multe constelații. Sunt convinsă că sunt foarte puțini adulți care ar putea să le recunoască. Voi sunteți specialiști. Mă gândesc că doamnele învățătoare n-au reușit să învețe toate constelațiile, pentru că au avut probabil alte lucruri de învățat. Voi însă, cei care ați învățat pentru concurs, ați devenit specialiști. Hai să vedem cum... Echipajul numărul 8, care a fost? Da? Uite, harta voastră, să prezentați-o acolo, că e munca voastră, cele... Am să te rog să dai microfonul dacă tot am ajuns la... 46 de constelații pe care le-ați reușit tot să... Dar ține așa drept să se vadă, da? Ia să vedem, Matei. Am înțeles că voi ați reușit să completați denumirile tuturor constelațiilor. Lasă foaia jos și te rog, povestește-mi cum, cine le-a completat, v-ați ajutat, cum a fost? Eu, având cele mai multe cunoștințe despre recunoașterea hărții, am reușit să le pun pe hartă pe majoritatea, dar fiind o echipă, am reușit să ne completăm unul pe celălalt și am completat harta întreagă, eu știind mai multe stele și le-am memorat mult mai ușor, am putut să completăm în totalitate harta. Am înțeles. Ea mi-a spus în pauză că a citit o carte de-a mea, Constelații, Oracul Izodic, care am scris-o eu cu mulți ani mai înainte și... că este în lectură. Da, că este în lectură. Și acum eu, drept recompensă, îi donez un bliant care se numește Să cunoaștem constelațiile. Da? Mulțumim. Așa. Și în interior este harta cerului. Așa? Și despre fiecare constelație sunt câteva, un istoric al ei, da. Poftim și să o tragi la Xero, să o dai și la colegii tăi, da? Da. Am înțeles. Deci, oarecum v-ați împărțit materia sau informațiile pe care le-ați avut de studiat, de învățat. Tu ai aprofundat harta cerului și mai ales stelele le-ai învățat. Da. Iar colegii tăi au venit cu completări, da? Mă gândesc că și Tudor și Daria au învățat constelațiile. Bine, ia să vedem, Ștefan, în cazul vostru, cum a fost? V-ați împărțit materia sau ați învățat toți de toate? Ne-am împărțit materia și fiecare s-a ajutat pe fiecare. Când nu știa unul din partea lui, venea altcineva care îi spunea. Și uneori, când am mai zărit, am pus ce ne venea în minte, am pus și unele stele mai importante. Am înțeles. Deci n-ați reușit chiar toate stelele să le recunoașteți, dar pe cele mai importante le-ați recunoscut. Bine, acum că tot am zis că nu reușim să le memorăm pe toate și e firesc la toată urma, nu? Care e lucru care ți s-a părut ție cel mai interesant din materia pe care ai studiat-o pentru concurs? Eu știu, Ștefan, că tu ai participat și anul trecut, nu? Ai deja experiență, ești la a doua ediție, anul trecut erai în clasa a treia, acum în clasa a patra. Ce ți s-a părut cel mai interesant anul acesta din ceea ce ai mai citit în domeniul astronomiei? În domeniul astronomiei o să vă spun că steaua Vega, Vega din constelația Lira, va deveni steaua Nordului, adică steaua polară, care ne indică punctul cardinal Nord, în anul 14.000. Așa o fi? Așa este, da, pentru că Pământul, hai să luăm, să zicem că ăsta este Pământul, deși nu este Pământul, aici este Polul Nord și din coace Polul Sud, el are o axă. Și axa, acum, Nordul este spre steaua polară din constelația Carul Mic. Da. Însă Pământul face așa o mișcare, o balansare, ca un titirez. Da? Și axa lui se mișcă pe cer în 26.000 de ani. Și rând pe rând, diferite stele devin stele polare.
În urmă cu vreo 6.000 de ani era o stea polară din constelația Dragonul. E, și în anul 14.000 o să fie steaua Vega din constelația Lira. Da, bine, Ștefan, uite, am învățat fiecare, am aflat ceva nou. Tudor, pe tine n-am să te întreb ce ți s-a părut cel mai interesant din ce ai aflat anul acesta. Eu am să te întreb pe tine dacă ai vreo întrebare la care n-ai găsit răspuns. Și uite, avem aici specialistul, putem să-l întrebăm și să aflăm răspunsul. Da, eu am o întrebare pentru domnul Olinici. Vreau să vă întreb dacă fenomenul de crepuscul se formează pe Marte, fiindcă pe internet nu prea am găsit răspunsuri. Se formează. Dar se formează crepusculul și pe Marte, că Marte are atmosferă. Da. Dacă n-ar fi atmosferă, pe Lună nu se poate forma. Dar pe Marte se formează. Dar interesant despre crepuscul și pe Pământ. La ecuator, crepusculul durează foarte puțin, doar câteva minute, 5-6 minute. Pe măsură ce ne apropiem de Polul Nord, este din ce în ce mai mult. Vara ați auzit de așa numitele nopți albe, care sunt aproape de cercul polar. Și acolo, practic, există o zonă unde, la cercul polar, unde soarele noaptea, la miezul nopții, se vede exact la punctul cardinal nord. Deci se ridică pe deasupra orizontului, la prânz este mai sus, coboară în jos și iar se ridică. Și crepuscul nici nu există acolo. Ok, mulțumesc. Mulțumit de răspuns, da? Da. Dă mai departe microfonul să vedem dacă Matei vrea să ne spune ceva. Ceva interesant aflat pentru că s-a decis să participe la acest concurs, câștigul pe care simte că l-are la finalul lui, dincolo de mândria că ați obținut cel mai mare punctaj de anul acesta, 45 de puncte, adevărat? Care e câștigul? Am aflat că Jupiter ar fi trebuit să se transforme într-o stea și aș vrea să aflu de ce nu a făcut-o. Nu a făcut-o pentru că nu este suficient de mare. Dacă era un picuț mai mare, avea masa mai mare, era gravitația mai puternică, se condensa și se producea o stea. Deci planetele nu pot deveni stele, că sunt mici. Și cu cât masa lor este mai mare, în centrul planetei este o presiune mai mare și se pot produce reacții termonucleare și se nasc stele. Mulțumesc! Plăcere! Și am ajuns la Daria, care e cea mai emoționată și ea îmi spunea în pauză că ea se abține la a pune întrebări, dar eu sunt convinsă că Daria poate să ne povestească lucruri interesante. Eu știu că ai o colecție întreagă acasă de cărți, de enciclopedii din domeniul astronomiei, că ești pasionată nu așa de un an, doi, de când participi și tu la concursul Echinox, ci de mai multă vreme. Așa e, Daria? Da. Am înțeles. Uite, spune-ne și tu ceva legat de concurs, de, nu știu, de cum te-ai simțit sâmbătă. De ce ai aflat nou? Păi de ceva nou nu am aflat chiar, doar că mi s-a părut o experiență interesantă? Interesantă și totodată educativă. Am înțeles, cu siguranță rămânem cu ceva din fiecare concurs, dar la care participăm. Bineînțeles că anul ăsta am aflat și chestii noi față de anul trecut și da. Da, uite, numai sfera aceasta pe care sunt trecute toate constelațiile, nu? Ne-a impresionat, am văzut că v-ați făcut fotografii, nu? Și sâmbătă ați fost așa niște mici atlași, cu ghilimele de rigoare. Bine, dăm mai departe. Mai avem aici o domnișoară. Mă uit așa și văd că sunt mai puține fetele pasionate de astronomie decât băieții. Anul ăsta. Anul acesta, da? În anii trecuți. Când au fost mai multe fete. Am înțeles, deci nu e o regulă. Ia să vedem. Am o întrebare, se adresează domnului. Aproximativ în univers câte galaxii există? Mii de galaxii. Aproximativ nici nu le cunoaștem numărul. Mii de galaxii. Nenumărate. Sunt, da? Roiuri de galaxii, numai în constelația Fecioara se văd roiuri de galaxii. Mulțumesc. Aș avea o întrebare pentru domnul Olenici. Nu, mă bucur că n-aveți pentru mine în domeniul astronomiei, da, că n-aș avea probabil răspunsul. Știu că universul s-a format cu un Big Bang. S-ar termina cu o altă Big Bang sau s-ar continua în extindere? Există despre univers mai multe teorii, dar una spune că a explodat, deci un ou primordial, Big Bang-ul,
universul se dilată și se va contracta din nou. Și va, una din teorii spune că pulsează. Deci se umflă, scade, se umflă, scade. Iar acum suntem în perioada în care se umflă sau scade? Păi se umflă. Se umflă, da? Da. Bine, mergem mai departe la Aries. Și am, și am o întrebare pentru domnul Olenic. Câte planete sunt aproximativ în univers? Nimeni nu știe încă. De-abia cunoaștem planetele din câteva planete din sistemul solar și se mai descoperă în jurul unor stele alte planete, exoplanete sunt numite, dar, cum să spunem, există posibilitatea să fie foarte multe planete în univers. Există un număr, o formulă, dar nu intrăm în amănunte că noi... Ultima întrebare, mai există o planetă pe care s-ar putea să existe viață? Asta e nu întrebarea știm. De care se pune, nu? Teoretic, da. Teoretic, da. Se spune că în jurul fiecărei stele, în jurul unor stele, există așa o zonă în care ar putea exista viață. Și zona aia nu trebuie să fie nici prea departe, nici prea aproape, nici prea cald, nici prea rece, să fie o singură stea. Închipuiți-vă cum ar fi dacă ar fi doi sori. Spre exemplu, ea a spus despre Jupiter, dacă era o stea. Ce s-ar fi întâmplat dacă Jupiter era o stea și vedeam de pe Pământ odată un soare răsărea, altul asfințea, altă dată vedeam doi sori unul lângă altul, uneori n-aveam noapte. Deci există teorii care spun că în jurul unor stele există o zonă unde ar putea exista planete cu viață. Mulțumesc. Chiar s-au descoperit, așa mai recent... Poftim? Cam micu prin. S-au descoperit planete asemănătoare cu Pământul, exoplanete. Da, mulțumesc. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Nu o să ne rămână dator domnul Olenici, o să vă răspundă și vouă la întrebări. Eu răsuflu ușurată, că nu mi-ați adresat și mie întrebare din astronomie. O să aflăm și întrebările și răspunsurile la întrebările pe care le adresează cei mici domnului specialist în astronomie din seara aceasta, domnul Olenici, după un scurt moment de publicitate.